De Ziua Internațională a Vârstnicilor, primarul Galațiului le-a înmânat flori și i-a felicitat pe sărbătoriți. Spre seară, membrii fundațiilor și asociațiilor gălățene le-au organizat seniorilor petreceri. Cheia succesului este să te menții una la mână și să ai grijă de familia. Altfel nu se poate. Fără dragoste și iubire nu este nimic. Veselie, mai multă încântare, mai mult, nu știu, așa mi se pare. Mai întinerim. Pentru mine e frumos pentru că e și vârsta care mă ia, mai înaintată și merg, nu mă las deloc, se mai tiner. Și brăilenii găzduiți în căminele de bătrâni au avut parte de programe speciale pe 1 octombrie. La căminul Lacu Sărat a fost organizată o masă festivă, iar elevii școlii de arte au prezentat câteva momente artistice. Formația Rubin și Gore Belanski i-au ridicat pe sărbătoriți de pe scaune, iar horele s-au prins în jurul muzicienilor. Primăria Brăila a oferit unor membri ai asociațiilor de pensionari locale, precum și unor persoane asistate din căminele pentru vârstnici, o plimbare gratuită pe Dunăre, cu nava Lacu Sărat. La mulți ani! Mulțumim! Cu foarte multă sănătate, cu bucurii pe care și noi, puține, vi le putem face și eu cred că dumneavoastră mai mult vi le puteți face. Să aveți și o viață liniștită aici. Ani mulți și buni aici, în această unitate a primăriei municipiului Brăila.